Salutare pandalinilor! Ce faceți, măi, și pandalinul aici cu noi? Salutare! Unde-s ratonașii? Unde ești? Nu te găsesc. Eu sunt aici sus de tot. Ce faci sus? Astăzi vom juca Natural Disaster. Mamă, am zis-o. Te-am găsit, uite cum stă el blondul și se uită. Mă arunc. Trailer Park urmează, știți deja cum e treaba. Sunt dezastre naturale și nu știm ce este exact. Avem o hartă. Și se întâmplă chestii. Unde ești, Ovițiene? Vin după tine. Vedem, măs la asta mare. Dar nu mă urc sus, nu. Urca. Mă urc jos. Vrem să facem un challenge, Ovițianu și cu mine. Cine rezistă cel mai mult? Gen, dacă rezist doar eu și rezist și Ovițianu, nu, iau un punct. Dacă rezistăm amândoi, luăm amândoi punct. Dacă mori, ei... Denisa iar e aici, uai. Denisa tot timpul e cu noi. Bineînțeles. Și uite că Cleopatra are o pisică pe umăr. Fii atent, Cleopatra are tricou cu pizza ca mine. Lasă tricou, are pisică. Numai tu ai, mă, tricou. N-are nimeni tricou cu șurub, băi, ăsta mi l-am făcut eu custom, parcă. Aoleu. Meteor shower. Am înțeles. Watch the sky. Am murit, cred. Nu știu nici că mi se pare că stai bine aici, sincer. Oriunde pică un meteorit, ești pa. Mă duc aici. Faze că chestia aia în alt... Aoleu. Exact acolo ăsta meteorit. Mamă, ce mi-o dat bucata, dar n-am murit. Deci, bă, mi-o dat bucata, mi-o rupt mâna dreaptă, piciorul drept și mi-o luat părul din cap. Mamă, a fost un pic cam urât ce s-a întâmplat, sincer. Uai, de viața mea cum sar toate chestiile. Încă ești mort sau? Păi-s mort, s-a luat. Oho, eu încă-s viu. Deci, s-ar putea să iau Ovițianu punctul. Bă, ce naiba, nu mai cad meteoriții. Deci trebuie să supraviețuiesc ca să iau punctul. Da, s-a blocat meteoriții, bă. Bă, da, aparent chiar e bine sub asta. Păi, deci cum dă meteoritul forță. Îmi place că poți să dai zoom out atât de mult încât vezi toată insula. Da, și tu vezi de unde vine, a? Păi nu, chiar nu te poți feri, vine prea repede. Oricum nu prea ai timp, da. Aoleu! Apropo, să vedem susținere blană și la mine și la Ovițianu, ai murit sau? Nu, dar m-a atins. A. Susținere blană și la mine și la Ovițianu și abonați-vă și pe canalul Ratana și pe ce mai era? Pe canalul tău secundar mai postești pe acolo, mă? Păi sau... unde crezi că vine episodul ăsta nebunaticule? Aaa, deci pe Ovidiu M, bă. Da. Abonați-vă acolo pentru Roblox. O stă în zilnic Roblox, frate. Mamă, cum sar efectiv toate nebuniile. Opa! O, luat un punct Ovițianu, deci 1-0. Bă, sincer, chiar mi se pare că tu ești mai bun la minigame-urile astea de supraviețuire pe asta. Și în episodul trecut. Dar hai să vedem până la final ce-o fi. Observ că nu au mai rămas rulote. De fapt, uite că rulota aia mică a rămas intactă. Două mai rămas. Aia nu-mi dau seama dacă e ruptă sau nu. Avea două culori. Uite, de ce-s doi oameni acolo? Vezi că-s doi oameni în aia roșie? Uite. Ce naibă. Bă, dar suntem mulți, rău de tot. La unde mergem? Ok, harta asta n-am mai văzut-o până acum și vine ceva din cer. Deci sigur nu trebuie să stai sus, asta e clar. De unde știi că vine din cer? Păi uită-te la cer. Uai de viața mea. M-am pus în casă, nu știu ce se întâmplă. Și eu sunt aici. Toată lumea e în casă. Vine furtuna, ceva tornadă, cred că. Ia, bă, chiar poți să mă uit la toată insula, fii atent. Dar trebuie să stau într-un anumit loc. Da, nu poți dacă stai în mijlocul clădirii, mi se pare normal. Mamă, ce ne urmăresc abonații. Tot nu merge. Nu merge, dar am prins toată, am văzut toată insula. Uite și pe Dennis Roberto, care tot era pe episoadele trecute, uite. Tot după noi. Uite cum s-a urcat aici, bă. Dar Ciprian de-ar veni, bă. Asta e neinteresantă. Stăm aici, suntem safe? Da, bă, păi da. Ești safe și dacă stai afară. Fii atent, mă duc afară, fii atent. Ia, du-te, sper să mori. Sunt afară, uite-te la mine, dinăuntru. Unde ești, frate? A, dar îți scade viața. Da, îmi scade viața, dar, na, gen dacă stai aici, n-ai ce să pățești. E, nu? Ce? S-a rupt părți, a venit o parte, partea a, asta. Păi se mai rup, da, bă, da. Atunci ai în capătul ăsta, bă. Poate ți iei eu o cărămidă în cap. Bucuram, aulă, chiar a trecut o cărămidă. M-am pus în colț aici, stau. Uite, cu o blondină. Ovițiene. O fugim, o lăsa cu Dennis Roberto. Bă, s-a rupt acoperișul. Mai aici în colț mai e un pic. Aici nici un ninja la mine. Toți ne-am stres la colțul ăsta. A, și tu ești tot pe aici. Aici în colțul ăsta nu ninge. Alma, tu te chiriai acolo, nu este pe celălalt. Bă, stai un pic. Wait a minute, mă ascund aici. Mamă, ce skin, uite tu ce skin are Sophie. De două ori cât noi.
Unde? Are și tatuaj. E blondă înaltă. Total, total diferită față de ce avem noi. Și unde e? Că nu văd. Aici, lângă tine, nu. What the hell? Lungana. Și Denisa, vă că... Mamă, ce se întâmplă? Ah. Gata. Ok. Mamă, toată lumea, nu cred că muri nimeni. Deci, 2-1 pentru Ovițianu. Asta easy, e chiar easy. Aia e plictisitoare, sincer, chiar trebuie doar să stai atâta. Da. Să vedem, okay, what's deci, next. Uite cum arată harta, bă. Chiar numai zona aia o distrus-o grav de tot, unde stăteam toți. Merim acolo, puteam să intrăm oricum. Opa, adita mai blocul. Ok. Dacă vine inundație, trebuie să fim neapărat. Poate că e din sticlă. Păi, dar oricum să trebuie să intrăm în ea, că altfel n-ai ce face. Da. Și, na. Mă duc la mijloc eu. Cam așa, da. Etaje sunt. 1, 2, în fine. E fain că niciodată nu știi ce dezastru vine. Dacă care e faza de... Ne dau, chiar, uite, ai și ghinion la viață. Eu, de exemplu, am 3 sfert viață, unul are jumătate. Aparent, viața se... nu se resetează, bă, și eu sunt pe jumate. Deci viața nu se resetează, asta e. Doar dacă mori și e tot mai greu, da, să supraviețuiești. Da, nu știam asta, vezi, am făcut eu pe Rambo acolo. Acum, dacă pic undeva, sunt mort. Ți-a dus capul. Mai să vedem, faza că e și din sticlă, clădirea asta. Salut, frate. Acid rain, să stă în jos. Da. Aul, mai, leu, mai nu neapărat jos, că pică tot pe noi. Mamă. Deci e cam de noroc aici. Ne plouă, nu ne plouă, dar pică tavanul pe noi. Da. Puși pe scări. Nu, sper să nu pice ceva încă. Mă pun sub scări. Aolo, mi-a picat, aolo, că pică tot pe mine, oaie. Mă pun sub scări, oare pică scările? Sperăm că nu. Uite, cineva stă afară, bă, uite și Denisa e tot afară. Păi, da, uite, dacă scad... Aolo. Ce dansează ei în ploaia acidă, oaie. Mamă, s-a dus Denisa. Hai că mai dansat. Ok, eu stau bine, mersi, sub o scară. Aici n-ar trebui să-mi cadă nimic în cap. A murit cineva aproape de scară. Dacă toată lumea stă în mijloc acolo, nu înțeleg de ce. A, nu-i nimic chiar deasupra că... acolo sau? Mamă, ești... eu te văd acolo. Ești îngropat efectiv ca tu pe lângă tine. Păi, dar n-are cum să cadă pe mine, că n-are cum. Dar tu unde ești, mă? Eu nici nu mai pot să ies de aici, sunt înconjurat de asta. Știu, te văd. Te-am îngropat acolo. Da, nici n-am ce să pățesc. Uite că te văd, dar numai tu ești cu pizza. Salut, frate. Bă, dar iar supraviețuim cam mulți. Bă, dar eu safe aici, mă, că stau fix sub scară, mă. Scara e foarte solidă. Păi nu. Dar cât durează, mă, haide, bun. Ok, bun, deci 3-2 pentru Ovițianu. 3-2, lejer. Facem cine ajunge primul la 5, cred. O murit unul, oaie. Da, aici. Cine face primul 5 puncte? Cred că dacă te sinucizi aici, te dă cu full HP, nu știu ce să zic, dar nu o să încerc. Doamne ajută. Eu o să încerc. Da. Da, da. Ce? E bună strategia. Sinucide, te aruncă-te în apă. M-am aruncat. Ce s-a întâmplat? Nimic. Rămas aici. A, ba da. Cum l-ai, bă? Da, bă. Pușcăria, pucăria. Pușcărie! Asta e vorba mea cu pușcăria. Mamă, toată lumea am luat-o prin același loc, ce naibă. Am un ficus aici sau ce e ăsta, mă ascund în spatele lui. No, acu' e acu' să văd. Aoleu, că ții damage în sârma ghimpată, ești nebun. Bă, eu m-am pus pe ficus și ăsta mă împinge un abonat cu ficus. Aoleu, și pe mine mă împing ăștia jos. Grijă mare cu ăștia. Hai înăuntru în pucălie, bă. Da, păi sunt înăuntru, dar naiba știe. Eu mă dau pe skateboard pe ficus. Eu sunt acolo la mașina de spălat. Bă, dar vin toți abonații după mine. Deci mă dau cu ficul să zici că e skateboard. Da, unde ești, mă? Aolo, ce ești ăsta, mă? Fire. Da, nu știu ce înseamnă fire, sincer. Uite la mine, Ovițiene, că mă împing abonații. Hai, abonaților, împingeți-mă. Mă dau cu ficusul. Aaa, mi-a furat ficusul. Eu. Bă, dar nu știu ce înseamnă fire, adică cum vine focul? O, arde toată harta. Fugi, fugi, ieși din pușcărie. Cred că trebuie să ieșim din pușcărie. Hai să vedem. Luăm foc aici? Doar că văd că vine acum peste noi ceva. Nu știu ce să zic, cred că arde doar pușcăria. Ia uite. Mamă, care stă înăuntru acum. Uite cum dansează ăștia, bă. Am Fortnite. Ia cum, stai că cred că what? Așa. Da, uite, uite-te și la mine. Cum faci, bă?
Bară E dance, bară E spațiu dance. Știu cum mi-a mai zis un abon acum, dar crezi că am ținut minte. Deci bară E dance. What the fuck? Deci, dar toți avem dansuri diferite sau cum e? Nu știu, cred că sunt mai multe. Dacă e un emoticon. Uite cum arată pușcăria. Nu, emoz, da, mai există emoturi. Uite cum arată pușcăria, oaie. Dar văd că fața nu l-a foc. A, păi asta e atât de... Ce zici dacă ne aventurăm? Da, o luat foc și cred că vine către noi. Ce zici dacă ne aventurăm, te ține? Hai. Unde ești? Hai. Hai să ne aventurăm înăuntru. Mamă, nu mai e nimic. Ești nebun? Super peli, oulou. Asta e neagră, ok. Bă, am supraviețuit înăuntru, da. Mă arunc chiar că nu mai am full HP. Deci 4-3 barbasane. Dacă câștigă acum Ovițianu... Cam lejer să zic așa, n-am pierdut la niciuna până acum. Hristuț. Hai până la 7, că e prea repede până la 7. Hai până la 22. Ui cum arată cine pușcăria. Cine ajunge primul la 7? Mă, un perete mai era întreg. Vezi, am zis înainte, nu? După ce văd că câștigă... Furious Station, ia. Benzinăria. Dar da, e furioasă. Ce e aici? Ce fac? Bă, nu prea e de ales decât să te urci. Bă, cred că merge să conduci în camioanele, ia stai așa. Uite că s-a dus cineva la camion. Uite, bă, mașina. What the hell? Da, bă, poți să conduci camionul, bă. Dar nu știu cum. Vreau să conduc. Da, uite, m-am pus la pasager. Și cum conduc? M-am pus la volan? Păi, bă, frată, știa mașina. Bă, m-am pus la volan, la tir, dar nu știu cum conduc. Doamne. M-am pus și eu, gata. Eu conduc. Și acum să vezi că vine un dezastru. Dar cum conduci? Explică-mi și mie. Nu știu. Eu niciodată n-am reușit. Pe ce apeși? Pur și simplu pe față. Nu merge, bă. Ia o mașiniță mică și o să meargă. Nu merge, că am încercat și la mașiniță. Cum să nu? Eu am putut. Thunderstorm. Okay. Ba, cred că merge. Aulu. Aoleu. Noi suntem toți la mașiniță aici. Bă, uite o mașină. Bă, nu cred că am mai găsit de astea, sincer. Aoleu. Mamă, cum faci? Mamă. Oamenii încă au tupeu să stea afară. Unde naiba stau? Uai, cum... Mamă, cum se vede. Uie mașinile, uai. Unde ești? Băi, e sincer destul de creepy. Sunt magazin și eu țopui pe aici. Uai, uai că i-o lua pe ăștia de lângă mine, uai. Mă duc afară. Îți dai seama că mă duc fix în benzinărie. Păi eu zic să nu stai în open space în panda mea și tu te duci afară. M-am băgat în stația de benzină, efectiv, în... Uai. Nu știu dacă vezi. Mamă că totul bubuit aici, toate mașinile și tirurile. De aici, mă. În stația de benzină, dar cumva băgat în aia, cum naiba se numește? În pompă? Da. Ok. Mai stau aici acum încă cineva. E aproape de tine odată. Care aproape, mă? Nu știu, am văzut un fulger. Ai murit? O picat ceva pe noi, acum stau cu dita mai placa pe cap. E ok, n-am luat damage. Mamă, ce naiba se întâmplă? S-a bubuit zoom-ul tot, aoleu. Măi, în voi odată. Eu nu mai am nimic deasupra capului. Gata. Totuși n-am murit. 5-4, hai cine ajunge primul la 7, am zis că era prea repede la 5. Bă, dar mor și tu un pic, totuși. Păi cum, bă, că și așa am murit, mă conduci. Dacă de două ori mai câștigi acum, ai. Deci eu și dacă fac totul perfect de acum, nu mai am ce face, doar să greșești tu. Trebuie să mă rog. Bă, da, am avut tupe, am stat fix în stație acolo și tot a fost ok. Ce urmează? Safety second. Da, cum e asta, safety second? Siguranța pe locul 2. E clar ce se întâmplă pe aici. Vine furtuna, deci nu sus. Sau depinde, bă, că poate să vine inundația, cred că, dacă vine furtuna. Wow. Cred. Deci trebuie să stai chiar așa. Deci n-ai de unde să știi niciodată. Da, dacă vine inundația, oricum murim amândoi, îți spun pariu. Că nu poți să sari, încearcă să sari de acolo, să vezi că nu poți să ajungi mai sus. Uite-te la ăștia, că s-au dus până sus de tot. Naiba. Sunt unii care s-au dus sus. Că sar aici cap pe capul lor. Stai frate, să-ți folosesc capul. Cred că trebuie, mă uite aici măcar. Nu pot ajunge aici, ce naiba. Stai frate, să-ți folosesc capul. Păi iară mă, de ăsta. Păi nu-i mare lucru. E capul meu. Parcă văd că murim acum. Păi ne cam dă damage și pe aici, văd. Da,
Nu știu unde să mă mai pun. Mă duc jos. Cred că aici e mai safe. Bă, dar aici sunt geamuri care ne apără și totuși ne ninge. Eu m-am pus într-un colțișor. A, aici nu scade deloc viața. Ok, cred că am găsit, și, am găsit și eu un loc în care nu scade, sub, tot sub scară. Da. Iar stau sub scară. Dacă îmi zboară lucrurile pe aici. Adică cred că nu-mi scade, Doamne ajută. Cam stau zboară lucrurile tot pe cu aici, Denis Roberto, aolo, dar nu mi împinge scara, frate. Se mișcă pereții. O prins-o pe Denisa. A venit zăpada. Aolo, a venit Denisa la mine. Înseamnă că e aproape de tine. Nu știu unde ești tu, mă. Ăștia dansează. Jos. Mamă, cum zboară lucrurile pe aici. Încă suntem mișcat. Safe. O mișcă macaraua, bă. Ăștia se năuntru în cabina macarale. Văd. Și o mișcat un pic. Bă, dar ăștia îmi dărâmă scara, îmi dărâmă abonații. Uai, scara. Uite cum pleacă cu totul. Olu, vine. A murit cineva care stătea înăuntru, oaie. A, acum cred că te-am văzut și pe tine. Vezi că cineva de pe lângă tine a murit. Dar observ că s-a umplut totul de zăpadă. A, gata. Lejer. 6-5, deci asta e definitorie dacă câștigă Ovidianu. Deci sub scară, uite chiar am ajuns în top. Pe ultimul loc. Costi nociv. Costi nocivul iar a intrat. Uite, Max Infinit nociv. Uite ce skin are ăsta, skin de băiat mare. Uite. Oh, nu mai ești în top. Ce naiba? Intră alți player și de... Aaa. Bă, da, Costi nociv joacă, bă, 49 de winuri. No, ce facem aici, ce asta? Iar asta, mă. Da. Oleu, că nu m-am omorât să am full HP. Uai, și eu am 3 sferi numai. Eu am jumate. Tristuț. Unde ești? Unde te-ai dus? Te încă văd. Nicăieri, mă prim, nu știu ce să fac. Te aștept văd, să vedem ce ne zice. Eu te văd pe geam. Hai, ba, n-ai intrat. Unde ești, mă? A, ești chiar la intrare. Ce se întâmplă, frate? Furtuna da, nu vine. Da, unde toți nu-i bine în pana mea. Păi nu, că te arunc, că te nebunesc. Dar uite-te că toți vin după mine și după tine, atâta. Tu ți-ai strâns o grupă și eu o grupă. Aoleu, aoleu! Nu-i bine. Get outside and stay out away from tall structures. Hai că stai away from... Aoleu, ce se întâmplă? Ce naiba? Bă, numai capete și mâini pe aici. Asta e cel mai tare. Uai, au căzut turnul ăla mare direct în apă. Tot așa deodată, uite că cade și casa, că cade. Uai, că cade tot. Mamă, ce mă fac aici? Vin toate către mine, bă, dar în toate direcțiile. Asta chiar e faină, chiar trebuie să te lupți. Zici că a pus cineva muzică tare cu bas. Cred că e preferata mea asta, pentru că chiar trebuie să te lupți un pic ca să supraviețuiești aici. Da, e cea mai dificilă. Nu doar stai într-un loc și aia e. Mamă, dar pe unde ești tu, mă? Cred că suntem fix în părți opuse. Te simt că te prinde, dar mai dura un pic să te prindă. Păi și degeaba mă prinde, dar oricum tu dacă câștigi acum 7-6 și ai... Da, da. Dar aș vrea să te bat mai frumos. O, nu stai că mor eu. Bine ar fi. Ce n-ai, bă, a venit dintr-o dată toată harta spre mine. Bă, au. Olu. Nu! Aaa, la limită o trecut pe lângă tine. Bă, dar era liber și dintr-o dată tot s-o muta pe partea aia. A, păi scăpăm amândoi. Ia uite cum mă duc. Da, și eu, fără să mai fac nimic. Mă duc spre pierzare. Mamă, dar cum se mișcă. Gata, aia a fost. Easy peasy. Știi cum am simțit, mă, ca în carusel. Zici că m-am dat și gata, tot am supraviețuit cei mai puțin de când filmăm, cred că. Adică? Adică suntem destul de puțin supraviețuitori. De obicei era lungă lista aia. Da. Chiar numai când am intrat noi, doar doi supraviețuitori au fost. Da, chiar numai o singură dată. Uite cum căzută, le-am arunc și eu. Deci am pierdut odată, m-am dus. Ovițianu a câștigat odată în plus. Nici aia măcar un lose. Mă pricep. Deci scorul este 7-6. Bravo, Ovițiene, o câștigat. Și mă ascund aici în clădire. Oare ce-o fi acum? Nu știu, dar nici harta nu știu. Mai stăm la ăsta? Hai să mai stăm, frate, de ce nu? Poate te egalez. Poate vine iar un cutremur, cum ar fi un cutremur pe harta asta? Hai numai asta, că-s curios, că n-am văzut harta asta până acum niciodată. Cine ai, bă, furtună de risip sau? Cred că da, la cubarată. Păi eu am urcat foarte sus, nu cred că e de bine ce am făcut.
Parcă văd inundații. Păi niciodată, da, furtuna nu și. Păi și asta e ce? Păi te cam ninge și înăuntru, cred că te cam bate nisipul, adică. Și ce faci cu asta, boss? Păi că nu dă damage acum, nu știu. Eu stau aici, frumușel. A, pică. A, aparent, da, pică obiecte. Că să ne ferim, cică. Hai că ne ferim. Mamă, că mi se... Mamă, nu pot să mă iau la asta, mă hipnotizează. Așa-i? Uai, ce nașpa se vede. Am dat cu zoom. Mă doare capul. Uai, ce se întâmplă? Mă doare capul de la prostia asta. Bă, cad. Chiar cad chestia. Uai, s-a stricat un pic. Aolu, aolu. Era să mor, uai. Dar mai bine ies afară, a nu că mă omoară. Da, te omoară nisip afară. Ui, Ovidiu, face o poză. Denis. Acum, zi. Bă, dar nu văd, a murit, bă. Uai, bine. Nu pot să cred. Mamă, s-a distrus tot blocul. Pică tot blocul. Mamă, nu mai a rămas nimic. Aole, nu te ia vântul. Chiar las. Deci nu mai e nimic pe hartă. Am murit. Și tu. Era mai bine să stai afară. Păi nu, că afară te lua nisipul, tot așa mureai. Mai nu vezi nimic acolo. Curță. Deci tot atât a rămas corul. Da. Aia foarte tare. No, bine, vă mulțumim pentru atenția acordată. Like, share, subscribe și la mine și la Ovițianu și pe canalul Ratona și pe, deci pe Ovidiu M postează. Da. Acolo, pe Ovidiu M. Vă salutăm cu respect. Toate cele bune. Pa, pa. Pa, pa.